Ok, I'm just about. Primo c'è la de notare, di correttare a locator, l'am stabilito, un punto di notificio ci Don't be in jos camera. Așa. Da. Și că în toată discuția asta am repartizat, am ajuns până unde e Măriuca, până la mulțimea care am tras, i-am distribuit patru puncte și pe care patru puncte le-am defalcat. Le-am împărțit cu foarte multă grijă. Nu? Două puncte, un punct, un punct și pe fiecare în parte încât am reușit să avem această distribuție a punctajului. La mulțimea B, dacă îți mai amintești, și mi-am amintit și mie acum, la B am avut câte puncte stabile? Parcă două puncte, nu? Ia uite-te tu. Care, B mic sau B mare? B, nu, mulțimea B mare. A, trei puncte. Trei puncte, da? Da. Și pe care l-am distribuit în felul următor. 0,7 puncte. 0,7 pentru ce? Pentru scrierea. Așa, pentru scrierea condiției. Când înseamnă că o fracție este număr natural, da? Da. Condiția, da? Era condiția aceea, cum am spus, dacă și mai dacă 3x plus 1 aparține mulțimii divizorilor. Da. Așa. 0,7 pentru? 0,7 aflarea divizorului 24. Corect. Și? 1,6 puncte, parcă erau 8 cazuri acolo, nu? 8 ori 2, 16, da, așa a fost. 1,6 pentru... Da, stai că eu doar am zis 8 ori... 8 ori 0,2. X egal, și pe aia semnă întrebare, așa am zis acolo. Pentru... 1,6... Să scrie toate posibilitățile. Toate cazurile. Da, nu? Cu divizorul. 0,6 toate cazurile. În final, iese 3 puncte. Am făcut noi calculul și e perfect așa. Asta s-a întâmplat pentru găsirea mulțimii A, pentru găsirea mulțimii B, 3 puncte și 4 puncte, să le notăm aici. Deci mai cu roșu, ca să fie foarte clar, 3 puncte aici, un punct din oficiu și asta s-a întâmplat pentru A mic, iar pentru B mare erau 2 puncte, mi-amintesc, pentru cazul B, B mic. De mic erau 2 puncte când noi reușeam să găsim operațiile cu mulțimi. Și B mic, 2 puncte. 2 puncte. La... Care au fost împărțite 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, parcă. Da. De 4 ori, da? Da. 4 ori. 0,5. Am uitat cum se zice la U. Reuniunea. Reuniunea. Da, 0,5 reuniunea. Intersectarea 0,5. Da. A minus B 0,5. B minus A 0,5. Perfect. În clipa asta am închis. Am închis, să spunem, repartiția punctajului. Am aranjat punctajul pentru a începe o corectură perfectă. Ei, elevii având asta, asta era lucrarea mea făcută. Eu am arătat acum, cu tine împreună, cât de atenți trebuie să fim pentru stabilirea baremului de corectare, încât să facem aceasta cât mai aproape de elev, să fim cât mai atenți ca să putem să ne dăm seama și să-i punctăm pentru toate cunoștințele pe care ei le-au dobândit până în momentul acela. Da? Și acum, sigur că dacă te duci pe lucrarea ta, când noi am făcut-o invers, ne-am
făcut lucrarea, am văzut exact așa calitatea ei și acum dacă te duci, am să-ți las ție să faci chestia asta, să-ți amintești din nou și să-ți dai tu punctajul. Deci pentru mâine vreau să faci tu, să aplici punctajul ăsta pentru lucrarea aceasta, care am făcut-o împreună și să spui, acolo am avut o slăbiciune, nu-mi dau atât. Cad atât. Și să spui, din perspectiva ta, din punctul tău de vedere, cam care ar fi nota pe care crezi tu că ai fi luat-o la lucrare. Chiar ce am conținut eu, că ai mai și intervenit-o. Da? Deci rămâne să dirigi. Având baremă, acum tu să spui nota, exact etapa care rămânea fiecărui elev. Să știi că eu am făcut asta și din clasa a cincea. Când Aura era în clasa a cincea și tata era în clasa a șaptea, eu făceam așa. Asta era corectura. Deci eu am făcut-o imediat când am intrat în învățământ. Am făcut la un an de zile, pentru că am descoperit două fetițe, mai și povestea bății. Și chestia asta să rămâne ții ca temă. Ca temă să-ți dai nota pe care crezi tu că ai fi meritat-o în lucrarea pe care am făcut-o împreună. Bine? Bun. Și acum să ne întoarcem. Știi că mi-a rămas acea întrebare care mă frământă foarte, foarte tare. Foarte tare mă frământă întrebarea aceea. Să vedem cum o găsim. Sper să reușesc. Acum un pic de emoții, că n-am mai făcut-o de multă vreme. Și există și posibilitatea asta să nu mai reușesc, dar știi ce fac în clipa asta? Mă îmbărbătez. Îmi spun așa. Hai să vezi că-i să reușești. Trebuie să-ți amintești. Pentru asta am să încerc o chestiune. Uite, e adevărat că 7 egal cu 3 plus 5, da? Da. Bun. Hai să mulțim. 2 plus 5. 2 plus 5. Uite că nu mai lăsa, mă lăsai să spun așa trăznaia asta. 7 egal cu 2 plus 5, da? Mihai, cheamă-l pe Mihai. Da. Mihai, dacă vine acolo, spunea, nu, nu. 2 plus 5. Bun. Hai să mulțim cu 10 toată asta. Egalitatea asta. Ce înseamnă a înmulți cu 10? Înmulțim și membru stâng și membru drept. Da. Te rog să vorbești tu. 17. Cum 17? Când mulțim cu 10. 70. Da. 70 egal cu 20 plus 50. Asta, adică cu 10 se mulțesc amândoi. 20 plus 50. Deci, atenție multe, când înmulțim un membru cu un număr, înmulțim toți, dacă e vorba de o sumă acolo, neapărat toți termenii. Poți fi 2, 3, dacă e un produs, numai unul din ei. Adică dacă ai spus așa, 14, uite, egal cu 2 ori 7. Da? 2 ori 7. Dacă mulțim cu 10, mă recar, foarte important să înțelegi și asta. Să fie. Te rog să spui tu. 140 egal cu 20 ori 70. 20 ori 70. Hai să facem 20 ori 70 câte faci. Să mulțim aici. Mm-mm. Doi ori șaptezeci. Deci unul din ei pune cu roșu acolo și subliniază. Foarte important. Deci doi... Deci acolo sus... Da? Subliniază? Plus. Dacă ar fi plus sau minus pe fiecare din ei. Și pot să fie 7 termene acolo. Fiecare din ei, dacă sunt cu plus și minus despărțiți. Deci adunarea și scăderea pe fiecare în parte. Că e factorul ăla comun, măi, Mărica. E factorul comun care era aici, nu? Uite, mă întorc din nou și zic, 7 egal cu 2 ori 5, 2 plus 5, când am înmulțit cu 10,
Atunci, de fapt, vine așa, 7 ori 10 egal cu 10 pe lângă 2 plus 5. Adică e factorul comun și la 2 și la 5. Și de zicem 10 ori 2, 20. Da? Deci face aici cât 20 plus 10 ori 5, 50. Da? Deci e factorul ăla comun care acum este în fața paranteze și deci se mulțește cu toți. Distributivitatea aceea care se face în clasa a doua. Distributivitatea mulțirii față de adunare. Uite, acum aș vrea să scriu așa. Cât crezi că faci tu 2,3 totul de mulțit 2,3 totul de mulțit cu 10? Deci 2,3 ori 10. Cu cine este egal? Deci vine 2,30. Dar ce ar însemna 2,3 ori 10? Hai să ne gândim așa. Înseamnă că 2,3 se adună din 10 ori. Deci e vorba de 2,3 plus 2,3 plus 2,3 plus 2,3 și așa mai departe. Plus puncte de 10 ori. Nu? Asta ar însemna. Da. Și să încerci să aduni tu. Hai să mai întâi să adunăm 2,3 cu 2,3. Cât 4,6. Foarte bine, 4,6. Și cu încă 2,3? Dar nu pot să zic ca să fie mai rapid. Hai, tu vrei să spui ceva. Spune, te rog. 2,3 plus 2,3, care face 4,6. 4,6, plus, da. 4,6 plus 4,6. Ah, că pentru cei 4 vrei să iei, da? Da. Deci face încă 4,6. Deci 4,6 plus 4,6 pentru câți dintre termenii ăștia adunați aici? 8,12. Nu, pe 6 și cu 6 fac 12. 2. A, 1. 2 și 1, acela trece la, știi bine, la adunare. 2 trece. 1 trece la 9. 9,2. Așa. Asta pentru 4, da? Așa, pe... acum mai pun încă un 2,3. Mai pui încă un 2,3 ca să faci și cât 5, nu? Da. Și cât vine? 5. 5 la 10. Așa este. Hai să vorbim cu matematică. 5 la 10. Și la întregi? La întregi 11. 11. Și acum fac 11,5 plus 11,5. Corect. 11,5. Și cât face? 0. 5 cu 5, 10. 1 în 0. 12 cu 11, 23. 23,0. Dar nu are rost să mai pun. 23,0. Poți să pui 0 cât vrei. Dacă nu ai nicio cifră pe anumite poziții, nu mai are rost. Zerourile după acolo nu mai au nicio semnificație. Deci cât s-a întâmplat? 2,3 ori 10? Cât ne-a dat? 23,0. Egal cu 23. Parcă s-a întâmplat următorul lucru. Virgula de aici s-a dus la dreapta peste o cifră. Și virgula de aici a ajuns tocmai aici. Da? Virgula prin înmulțire, asta care era aici, a ajuns tocmai la cap, după o cifră. Deci înmulțirea cu 10 a unui număr decimal presupune mutarea la dreapta peste o cifră, că e vorba de 10, da? O singură cifră, că avem un singur zero la 10 și ai văzut motivul care s-a întâmplat.
Noi am făcut adunarea repetitivă și asta s-a întâmplat. Și iată că în clipa asta spui că rezultatul e 23. E perfect. Dar dacă aș fi înmulțit, hai să văd, 7,56 ori 10. Cât mi-ar fi dat? Cât mi-ar da? Încerc să aduc, dar să văd dacă am prins bine poanta. Cât e 7,56 ori 10? 756. Păi, e numai ori 10, nu? Deci, 75,6. Asta e. Dacă ar fi ori 100, ar fi 750. Dacă ar fi fost cu 100, okay. Sărea până la capăt. Da? 75,6. Mai iau încă unul. 23,786 ori 100. Ori 100. 237,86. 200. Deci peste câte mă duc? Peste 3. Nu, că e 100, sunt 2 zerouri. Peste 2. Când o singură cifră, când e 10 cu un singur zerou, deci mă duc pentru o singură cifră, când e vorba de 100, mă duc peste 2 cifre. Așa va face cât? Corect. 2378,6. Încă o dată, să insist aici dacă nu ai înțeles. Deci când înmulțim cu 10 peste o singură cifră, când înmulțim cu 100 peste două cifre. Dă-mă cu una. Da, încă una, sigur că da. Cât este 17,9476 ori 1000? Egal cu? Unde ajunge virgula? 1790. Nu, la 7. Așa. Deci după 7. Acolo va ajunge. Tot nu deci, prea clar. Păi da, câte dacă mulțesc cu 1000, cu 1000 mulțesc acum. Nu cu 100, nu peste 2. Nu 2, ci acum peste câte? 2 peste virgulă. Așa, deci de la virgulă peste câte cifre, câte zerouri. Okay. Presupun că și după virgulă. Ok, acum am înțeles. Deci cât este? Ce? Da. Citim numărul. 17.000. Hai, vorbește tu. 17.947,6. Corect. 7,6. Deci, haideți să clarificăm. Deci când înmulțim cu 10, virgula sare peste o singură cifră, când înmulțim cu 100, peste două cifre, și când înmulțim cu 3 cifre, cu 1000, peste 3 cifre, pe 10.000, peste 4 cifre. Deci, unul urmat de atâtea zerouri. Câte zerouri are unul după el, peste atâtea cifre sărim și noi. Da? Deci, dar asta nu e mecanic.
Tu ai înțeles că noi am luat probă 2,3 ori 10 și am adunat de 10 ori. Putem încă mâna. Exact. Uite, 745,2347,8 ori 100. Foarte bine. 475,478 se cheamă mii meci. Am trei cifre. Și aici sunt miimi, 8, aici sunt sutimi și aici zecimi. Și atunci, în total, sunt 478 de poziția acestuia, de trei cifre, adică trei zerori, se cheamă miim. În concluzie, asta era foarte important să-ți transmit, după experimentul care l-am făcut înmulțind cu 10, că la înmulțirea cu 10, doar peste o cifră se mută la dreapta. Cu 100, peste 2. Cu 1000, peste 3. Dar asta cât va fi? Ia să vedem. Deci, 2,7 ori 100. 2,7 ori 100. De ce ai greutăți? Nu, păi, e prea mic, adică... Ai, nu ai zecimali? Nu. Păi pune cât vrei tu. 0, 0, 0, 0, pune cât vrei tu. A. Cât am ce valoare. Ok, Tosote șaptezeci. Corect! 270 fără nicio emoție. Pentru că sărit peste două cifre, da? E 100 de ori 2,7, adică 2,7, fiindcă e de două ori, fac 200. Și 7 e același, de 100 de ori, 70. Deci vine foarte bine 270, foarte simplu. Dar dacă ar fi fost 2,7, ori 1000. Ok. Face. Corect. Deci fac 2700, adică ți-ai făcut repede două zerori, ca să ai trei cifre și ai zis 2700, corect rezultat. Deci nu-ți mai ai nicio emoție când e vorba de mulți cu 10, 100 și 1000, fuge virgula la dreapta. Întrebarea este când vei avea de împărțit, cum faci? Adică fracție. Adică dacă vei avea așa, 25,7 împărțit la 10. La mulțire fugea așa, peste o cifră. La mulțire. Dar la împărțire
Dacă ar fi fost numai 20, te gândești așa. Dacă ar fi 20,7 împărțit la 10, 20 împărțit la 10, cât ar face? 2. Da. 2 virgulă. Și de acolo ce mai urmează? Deci, practic, s-a întâmplat pentru 20,7, pune așa, 20,7 împărțit la 10, 2 virgulă, și virgula aici a apărut. Deci s-a mutat la stânga acum. 2,07. Da? 2,07. Deci, dacă e vorba de mulțire, fuge la dreapta, iar dacă e vorba de împărțire, fuge la stânga. Peste o cifră sau peste două, depinde dacă avem aici împărțirea 100. Ia să vedem. Cât face 784,5 înmulțit mai întâi. Înmulțit cu 100. Dă tu răspunsul. Cu 100. Deci înmulțire. Știi să faci asta, că am vorbit. Da, scriu. Deci, trebuie să fugă peste două cifre, că e 100. Da. La dreapta, să înțelegi. 78.450. Da, 78.450. Dar dacă spun împărțit la 100, 784,5 împărțit la 100. Perfect. 845, da? 7,845. Deci, e limpede acum. Cele două exemple ți-au spus clar că în clipa în care mulțim, virgula se duce la dreapta și în clipa în care împărțim, virgula se duce la stânga. Deci la împărțire fuge la stânga peste o cifră, două sau trei, depinde câte zerouri avem aici. Când e cu 10, mișcarea se face cu o singură cifră, când e cu 100 se face cu două cifre și când e cu 1000 se face pentru trei cifre. Bunoara aici, tot ăsta. 784,5 împărțit la 1000. Hai să vedem acum cum răspuns. Egal cu 0, excelent, excelent, bravo. 7845. Foarte bine. Dar dacă același ți-l spun la 10.000, 784,5 împărțit acum la 10.000. Excelent, bravo, Marica. 0,07845. Da? Deci, îți construiești cele patru cifre. Ai trei,
Ai pus un 0 și pe urmă 0, e clar, foarte bine, gata, ai prins șmecheria, ți-ai limpede, poți să scrii în cuvinte, exact cum ai simțit, înmulțirea la, prin înmulțire, virgula fuge la dreapta, prin înmulțirea cu 10, 100, puncte, puncte, 1000 și mai departe, virgula la dreapta, așa trebuie să spui. Deci înmulțirea cu 10, eu așa scrie ca să rămânem pentru toată viața. Deci, înmulțirea cu 10, 100, 1000 și așa mai departe, virgula se mută la dreapta, cu roșu. Dreapta. Da? Virgula se mută la dreapta. Am găsit-o noi asta, șmecheria asta. Acum, înmulțirea, împărțirea acum, da? Scriu și chestia asta. Deci împărțirea cu 10, 100, 1000, virgula, se mută la stânga. Virgula se mută la stânga. Asta e foarte, foarte important. Nu mai uităm niciodată. Am muncit adunând pe de 10 ori și ne-am dat seama că așa, asta e șmecheria. Și din clipa asta nu mai greșim. Nu stăm să mulțim așa cum se mulțește, că pierdem timp și nu facem decât să-i rosim timpul. Acum tu mă spui așa mie acum. Păi bine, bine, că nu mi-ai răspuns la întrebare. Nu? Ai dreptate. Da. Deci nu am răspuns la întrebare. Dar hai să zicem așa. 0,23 în perioadă. Teoria spune că este egal cu 23 supra 9,9. Așa zice teoria. Și tu m-ai întrebat astăzi de unde, de ce 9,9,9? Eu aș ieși foarte ușor din încurcătura asta, dacă ne-a face împărțirea. Deci dacă aș face împărțirea 23 la 99 și îmi dă așa ceva, gata, mă, că te-am convins. Dar tu tot rămâi cu neînțelegerea asta. De ce 9,9,9? De ce nu 8? Cum ai zis-o tu, că ai zis-o justificat. Dă asta atâta. Dar de ce 9? De ce 9? Asta e întrebarea. E bine că dă așa. De ce nu 8? De ce nu 8? Corect. De ce nu? Eu să răspund că dacă pui 8, nu-ți dă la împărțire. Nu-ți mai dă 0,23. Uite, și cine s-a gândit la 9? Care a fost șmecheria? Cum de a prins poanta asta așa? Trebuie să fie o explicație teoretică, nu? Asta vrem. Acum încep emoțiile pentru mine. Încep emoțiile pentru că ca elev și mult și ca profesor mă tot întrebam de ce nu, dar n-am avut timp niciodată să caut răspunsul așa ca să fie riguros. Și am făcut-o odată, dar nu știu dacă mai mi-amintesc. Oricum, tu ții neapărat să dau răspuns, că de ce o fac eu pe profesorul, nu?
Nu neapărat, dar sunt curioasă. Da, da, și eu. Dacă îți amintești, nu se termină lumea. A, ce drăguț ai fost acum. Pentru că tu nu mi-ai pus, cum să spună, așa cuțitul în spate să spui, nu știi, te-ai făcut de baftă, să se filmează. Este un lucru. Tu mi-ai oferit șansa să spui așa, dar nu vom pune filmul. Și nu mă pune filmul și atunci rămâne așa. Însă eu acum îmi închipui că îl pui cum necum filmul, așa se întâmpla. De multe ori mi s-a întâmplat așa. Când n-am avut răspuns și se filma și filmul l-am pus așa. Cum fără să știu? Și am spus, nu știu acum. Și am să vă explic. Am să mă interesez, am să mai studiez, să văd, poate îmi vine ideea. Da? Acum încerc. Și știi tu că eu spun, Doamne ajută așa în gândul meu. Îmi spun asta, chiar dacă nu spun așa să mă audă toată lumea, mă spun în sufletul meu, Doamne ajută-mă. Și acum să încerc. Uite. Te-a ajutat sau nu? Să vedem. Să vedem. Tu vei constata dacă am șanse sau nu. Uite, 0,23 se scrie așa. Poate să fie și 0,23 și pe urmă și înseamnă 23, 23, 23, uite așa. Și 23, cât vreau eu de mulți, da? Puncte, puncte. Dar eu pot să scriu așez 23, să las pe primul 23 neprins, imediat. Să zic așa, 0,23 și pe urmă să spun în perioadă 23. Este același lucru, Mărica. Adică am spus pentru toți cei care urmează. Da. Nu, n-am modificat cu nimic scrierea asta. Asta de aici este identică cu asta. 0,23 scris cu cifrele astea imediat sau scris mai târziu cu paranteze. Am lăsat prima grupă că am vrut eu să o scriu. Că doar nu s-a întâmplat nimic. Și hai să zic așa, x egal, notez cu x asta, x egal cu 0,23, eu notez cu x bucata asta. Notez cu x 0,23. În forma asta. Care este același lucru, spuneam mai devreme, că este același lucru cu 0,23 și pe urmă 23 eu pus în paranteze.